La simulare au participat reprezentanții Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești, ai Societății de Gospodărire Urbană, ai Rosal și ai Primăriei Ploiești. În această dimineață, Comandamentul de Dezăpezire, Primăria și prin intermediul Regiei am hotărât să facem o simulare de dezăpezire pentru polei și zăpadă până în 5-6 cm. Fiecare instituție publică are un rol bine definit în cadrul comandamentului. Rolul Societății de Gospodărire Urbană este de a degaja traficul și de a curăța trotuarele și zonele pietonale de zăpadă. Rolul nostru este să ajutăm municipalitatea să degajăm traficul și parcările de zăpadă în iarna aceasta. Se pare că nu o să mai fim luați prin surprindere. Avem 10 utilaje complet echipate, sărărițe cu pluguri, plus 10 tractoare cu pluguri, inclusiv 2 camioane, câteva buldozere și sperăm ca să fim cât mai aproape de realitate. Deși a fost doar o simulare, aceasta a ajutat reprezentanții Regiei de Servicii Publice să afle unde mai au de lucrat. În mod normal, de la momentul semnalării ninsorii până la momentul recepției RASP, trebuia să treacă 5 minute. În dimineața aceasta, transmisia mesajului s-a realizat în 15 minute. Practic, sistemul de comunicare, telefoanele mobile, transmisia de SMS-uri este puțin greoaie. Trebuie să intrăm pe un sistem modern de alarmare. Astăzi s-a întârziat cam 15 minute. Cu toate acestea, reprezentanții primăriei susțin că nu a fost nicio problemă și că simularea a decurs perfect. Nu niciun fel de problemă, am constatat cu satisfacție că ne încadrăm în ceea ce am stabilit acum o lună de zile când am început această activitate. Ploieștenii speră că anul acesta autoritățile să nu mai fie luate prin surprindere și să rezolve din timp toate problemele care pot apărea din cauza zăpezii.